Care va fi mesajul guvernului pe care îl sper transmite? Mesajul pe care l-am transmis și vicepreședintelui Biden, și anume că România este un aliat extrem de serios și important pentru Statele Unite ale Americii, pentru comunitatea euroatlantică, și că România își îndeplinește toate îndatoririle și este, repet, un factor de stabilitate aici în regiune.